sau sfârșit cu zilei. A, sufletul mie, m-am uitat, da. Am uitat, dar sper să nu mai uităm, sper să ne aducem aminte. Dă camera așa, în sus, că nu văd. Așa, vreau să zic ceva, ce vreau să zic? Să începem, cum să începem? De cu rugăciunea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care este în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi, ci ne izbăvește cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Spuneam că am venit... Da, camera acum. În sus, te rog. Da, să dau tabla un pic mai sus. Camera, nu cred că poți să dai tabla. Da, am... Într-un fel, așa vorbind... De... Tabla, da, eu... În sensul ce urmăream noi, da. Spuneam că am alergat acum, venim de la Sfântul Maslu. Tu ai auzit ce înseamnă Sfântul Maslu? Sfântul Maslu este o rugăciune care se rostește de către preoți și vin și eu împreună rugăciune care se face. Da, tu ai fost de atâtea ori la biserică și știi bine că există la un moment dat când se citește Evanghelia. Știi de asta, nu? Da, se citește Evanghelia, adică se citește... Nu prea înțelegeam. Da, uite, asta e o problemă. Nu știu ce zice. Asta e foarte important. Ce-ai spus tu, că cu asta m-am confruntat și eu totdeauna. Deci, nu ca tine, că eu nu mă duceam. Pe vremea mea nu se ducea. Nu mergeam la biserică, așa mi-e necaz în sfârșit. Cert este că de foarte multe ori, în timpul liturghiei, acolo când se vorbește, nu înțelegi mai mare lucru. Nu așa spui tu, că nu înțelegi așa. Atât. Și mai ales, una spune preot, una... Mai și muzica aia? Sau în fine... Deci de ce te plictisești? De ce te plictisești? Exact, hai să zicem ca la matematică, când nu știi, nu înțelegi nimic, te plictisești. Nu? Și le-am mai spus de multe ori preoților, hai să le spuneți și copiilor și nouă ne spuneți, celor bătrâni, că practic în timpul unei slujbe este de la momentul când a coborât Mântuitorul pe pământ și până când s-a înălțat. Asta e toată liturghia. Deci toată perioada cât a fost pe pământ, asta înseamnă liturghie. Iar Sfântul Maslu este o taină lăsată de Hristos prin ocazie cu care acolo se citesc niște rugăciuni speciale, evanghelii. Sunt 7 evanghelii care se citesc. Cum știi tu că se citește o evanghelie la fiecare slujbă? Există un moment când preotul vine și citește acolo din carte, ai văzut tu asta? Da. Sigur. Așa, acum citesc 7 de acelea. Da, sunt rugăciuni foarte frumoase, foarte interesante, dar după un timp când începi să le înțelegi. Și în timp ce se citeau Evanghelii, trebuie să zic că eu m-am gândit, am și avut la mine un pomelnic. Tu știi ce înseamnă pomelnic? Nu. Adică pe o hârtie îți scrie numele celor dragi ai tăi. Ok. Da? Și când se citesc acolo rugăciunea aceea și zice pomenește Doamne pe cei care nu sunt aici la slujbă. Din diverse pricini. Sunt la serviciu, sunt nu știu ce. Și atunci poți să-i pomenești și pe aceia dragi ai tăi. Eu m-am rugat pentru tine. Da? Și pentru tine și pentru toți care sunt cei dragi ai mei. Și mă gândeam așa. Uite dimineața ca o idee. Să-ți povestesc asta, ce mi-a venit în minte. Când dimineața, când după ce ai spălat și zici Tatăl nostru, spune, Doamne, scrii pe o hârtiuță pe cei toți dragi la care te gândești tu, pe care ai tu foarte apropiat, părinții, frățiori, bunici, etc., etc., surioare, absolut.
Și îi povestea să aibă o zi bună astăzi. Doamne, ai grijă tu să aibă o zi bună. Și pentru cutare, pentru pe toți. Pomenești, asta înseamnă pomenic. Îi pomenești tu în rugăciune. Dar faptul că te gândești, îți creează dar o stare... Dar scriu și prieteni? Și prieteni, da, sigur că da. Okay. Da? Deci scrii acolo și să aibă o zi bună astăzi. Să nu apară niciun necaz pentru ei. Și asta e minunat. Și seara mulțumesc pentru asta, cum de fapt mi-a atras atenția că noi n-am mulțumit ieri, nu? După ce termina lecția, n-am mulțumit pentru că Dumnezeu ne-a ajutat și am făcut o lecție frumoasă. Așadar, mulțumim Dumnezeu că tu, repet, mi-a atras atenția și să-mi atragi atenția și mai ales când terminăm lecția, bine? Da. Măriuca, dacă ai reușit să găsești, că așa a rămas, cu asta începem, dacă ai reușit să găsești termenul acesta ultim din sumă. Dacă l-ai descoperit. L-ai descoperit? Nu l-ai descoperit. Eu doar știu cum să aflu câte practici sunt, dar îmi trebuie și ultima. Da, neapărat, îți trebuia ultima. Deci fără ultima nu puteam. Bun. Uite cum aș face adică eu. Adică eu spune. Am putea să scriem așa în continuu 32 de fracții. E o metodă. Da, da, foarte tare, foarte tare, dar e mult de scris. Uh-huh. Odată. Și bine, bine, spui, 32 a fost un număr cât de cât abordabil. Dar dacă spun, scriem 150 de fracții. Atunci nu-ți mai trebuie, da? Deci, de ce nici n-ai mai avut încredere să o iei așa ca Melcu, să iei din aproape în aproape cele 32 de fracții? Nu. Rica, vreau să te întreb. 32 plus 4? Sau... Nu, nu, eu aș vrea să încep să tatonez, să văd fiecare fracție în parte. Cum a apărut 5, cum e 9. Bunoară, asta e a câta fracție aici? A doua, nu? Doua, da. Deci, fracția a doua. Dar în total sunt 32 de fracții? Sau... Așa. Okay. În total sunt 32 de fracții. Prima cât este? Prima, o vedem, 1 ori 5. Dar nu mulțim. Vrem să vedem din cât în cât merg ele. 4. Din 4 în 4. 9 împărțit la 4? Nu se poate. Nu se poate, dar putem face împărțirea. Face de 2 ori. Deci pe 9 îl putem scrie ca fiind 4 ori 2 plus 1. Ok. Da. Deci 4 ori 2 plus 1. Deci, iată că pentru a doua fracție, noua acesta, chiar doiul ăsta este deșteptul. Ăsta îmi indică fracția. Deci, ăsta este care îmi indică. La 13. Hai să mă mut la 13. 13 ăsta putem să scriem, cum îl punem, putem scrie pe el? 4 ori? 4 ori. 4 ori 3. Deci 4 ori 3. Și ai indicat a treia fracție. 4 ori 3. Deci 4 ori 3. Deci încep să descoperă o șmecherie. Deci e vorba de 4 ori 3 plus 1. Știi tu cine va fi ăsta de pe locul 2? Deci ăsta de pe locul 2, din a doua fracție, 4 ori 2 plus 1. Cel de pe locul, din a treia fracție, dar pe locul 2 ca factor, e 4 ori 3 plus 1. Mai sunt 32, mai sunt 29 de fracții de aflat. Da, dar cât ar fi ăsta de pe locul 2? Adică factorul al doilea, 4 ori cât? Deci 4 ori 3, stai. Stai. 29. Uite, 4 ori 2 aici. Da. 4 ori 3 pentru a treia fracție. Pentru a 32-a,
4 ori cât? Deja. De ce te gândi la 29? Uite, pentru a-mi indica prima fracție, loc de 5. Înseamnă așa, loc de 5, 4 ori 1, 4 ori 1, plus 1. Deci pentru prima fracție, factorul al doilea este 4 ori 1 plus 1. Iar primul factor cât ar fi? Ăsta ar fi 4 ori 0. Atunci ultimul e 32? Asta-i mărică. Deci 4 ori 32. Stai, 4 ori 32 plus 1. Corect. 4 ori 32 plus 1. Dar iar ăsta va fi... Ăsta din față e nu 32. E cu 1 mai puțin. De ce scrie cu roșu? Știi de ce? Ca să, am vrut să-ți indic și pentru prietenii noștri, că tot timpul eu mă gândesc la asta, am vrut să indic faptul că a 32-a fracție este dirijată de acest 4 ori 32. Prima fracție e 4 ori 1, al doua 4 ori 2, a treia 4 ori 3, a 32-a fracție e 4 ori 32. Iar cel de pe locul întâi este 4 ori 0. E cu 1 mai puțin decât cel de factorul de pe locul 2. Adică ar fi 4 ori cât? Dacă e cu 1 mai puțin. Nu ori 32. Ce ori? 31. 31. Plus 1. Da? Deci, încă o dată. Factorii care apar la numitori sunt doi. Unul e pe poziția întâi, celălalt pe poziția a doua. Bună oară. Aici, pentru 9, e cel de aici, nu? 4 ori. Stai. 129 ar fi la ultima. Calculul de aici, da? Da. 129. Deci eu trebuia să spun plus 1 supra 129 și ăsta din față? 4. Cu 4 mai puțin. 125. Pe 125, perfect. Deci în clipa în care am înțeles cum lucrează ei, de 4 ori, 4 ori, 4 ori, așa, plus 1, descoperirea făcută mi-a spus foarte bine. A 32-a fracție este 1 supra 125 ori 129. 125 ori 129. Crezi tu că... Nici eu n-am știut exact cum va fi. Să știi că n-am... De ce am și lăsat-o? Eu n-am știut deodată că va fi 125 ori 129. Eu zic că minți, robotule. Crezi că te mint? Ești suspicios. Nu, sunt suspicios, nu. Dar n-am știut, Măriuca, acum sunt sincer, foarte sincer, pentru că n-ai cum să știi deodată a câta fracție. Bun, dacă îmi spune ceva, a 17-a fracție aici, ca ordine opoși, știi? Cu calculatorul, da. Numărătorul știi, da. Corect, e 1 supra. Dar la numitor, după ce am... Asta foarte repede. Deci după ce am descoperit șmecheria asta, poți să spui cât este tu? Fracția 17. Ar fi 4 ori 7.
17 plus 1. Perfect. Odată, ăsta al doilea, 4 ori 17 plus 1 și cel din față cât ar fi? 4 ori cât? 4 ori 13. Nu. 4 ori, dacă a fost 7, ori 17, este 4 ori 32, 31. Acum ar fi 16 plus 1. Că sunt doi factori aici, nu? Adică... Scuze. Păi, dar nu era din... Dar nu era din 4 în 4? Da. Dar dacă... Din 4 în 4 sunt. Că uite, de 4 ori câte... De 17 ori câte 4 și acum de 16 ori câte 4. Și un 4 mai puțin. În mod sigur. Aici sunt 17 de 4 și aici sunt numai 16 de 4. Deci cei doi factori. Așa, asta e fracția. Dar eu nu pot să... Adică după ce fac calcul și după ce... Ok, am crezut că... Okay. Ai înțeles, da? Deci am vrut să justific... Era egalitatea. Adică asta cu 1 ori 5, dar nu. Eu am vrut să spun că nu poți ști deodată factorul acela al 17-lea, al 20-lea, știu eu, adică după ce fac calculul. De aceea am lăsat ieri ultimul termen să-l calculăm, că nu știam. Ce am știut eu? Că mi-am pornit egheșițiul. Am hotărât ca între 1 și 5 să fie 4, între 5 și 9, 4, adică din 4 în 4 să crească factorii aceștia. Deci să fie la o distanță de 4 unități. Dar cât este tocmai a 32-a fracție cu care am vrut să închid, am vrut să închid șirul ăsta de fracții, nu puteam să știu, de aceea am spus, hai să vedem până mâine cum reușim și în ce măsură ne putem, putem găsi. Acum am găsit-o, e 125 supra 120, ori 129. Deci suma pe care o avem este aceasta, ies egal cu... Deci vrem să calculăm suma S egal cu 1 supra 1 ori 5 plus 1 supra 5 ori 9 plus 1 supra 9 ori 13 plus puncte, ceea ce n-am știut eu asta, ne? Numai după ce am calculat, ați văzut și văzut acum, 1 supra 125 ori 129. Așa asta e suma pe care am compus-o în clipa asta. Suntem siguri că ea respectă ideea aceea că nu sunt termeni cei doi factori consecutivi, nici la două, la doi pași, nici la trei pași, ci la patru pași. Da? Și acum, ca metodă de lucru, nu ne mai gândim nicio clipă la metoda aceea de a duce la aceeași numitor, că este imposibil. Pas cu pas durează prea mult. Pas cu pas durează logic. Prea mult, da. Deci metoda a treia, care tot uit cum se numește. Metoda a treia, aceea care e șmecheră. Stai un pic. Fiecare fracție la o diferență de doi factori. Fracții. Așa, fiecare fracție se scrie ca o diferență de două. Deci... Și aici dispare gică contra. Da, deci... Metoda. Adică 1 supra 1 ori 5. Care ar fi cele două fracții la care ne putem gândi? Minus, minus. O fracție să-l aibă pe 1 și cealaltă să-l aibă pe 5. Da? Da. Numărătorii trebuie să fie la fel. 1. 1 și respectiv 1, da? Și când aduc la aceeași numitor, cât face aici? 5. Am venit cu 5. Cealaltă cu 1.
5 minus 1, 4 pe 1 ori 5. A, 4. N-am pe 4. Din păcate n-am 4. Strist. Deci, așa cum îmi place mie, dar n-am 4. Ce să fac ca să apară 4? 2 minus 2 sau Deci, peste tot, hai să luăm pe a doua frate. Mulțim cu 4 tot. Așa, măriu, vine deci 4 să... Așa, punem o bară și mulțim egalitatea cu 4, că toți vor pe a 4. Toți numărătorii vor să fie 4, că numai așa putem face. Deci, scriem din nou și spunem așa. După mulțirea cu 4, 4 e cifra pentru exercițiul ăsta, cifra de aur. Da, cifra adică, de aur? Da, adică atât de importantă încât... nu, pentru exercițiul ăsta, 4 atât de important este, pentru că diferența e de 4 între și la scădere am nevoie de 4 acolo. 9 minus 5, 13 minus 9. Și de aceea mulțim totul cu 4 și zicem, vorbește tu. Și era de jos să mulțim sau nu? Deci mulțim și stânga și în dreapta. Adică și S trebuie mulțit cu 4. Că da, dacă... nu, ziceam că doar la numărător mulțim. Atât, numai la numărător, că dacă mulțim și cu 4 la numitor, 4 pe 4 face 1. Adică n-am mulțit cu nimic. Ori noi vrem să fie 4 numai sus, pentru că stricăm jocul. N-avem, n-are rost. De fapt, asta înseamnă să mulțim mai multe fracții cu un număr. Înmulțim, dacă e un număr întreg, doar numărătorii aceia. Deci e 4 pe 1 ori 5. Așa va fi. Nu, 4 S, zice, 4 S egal cu. Că nu este un singur S, e de 4 ori. Egal cu da, 4 S. Ce am fracțiile. Eu deja am scris 4 S. Da. 1 ori 5. 1 ori 5, perfect. Vorbește, dictează. Plus 4 pe 5 ori 9. Da. Plus 4 pe 9 ori 13. Da. Plus puncte, 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 puncte. Plus. Plus 1 pe 100. Plus 4 pe... 4 pe 125 ori 129. Perfect. Și acum, scriem echivalent. Deci echivalent cu. Și din nou, 4 este egal cu. Echivalent, nu egal? Nu. Fiindcă duc egalul într-o încă o dată egală. De ce spun? Când am zis că se folosește echivalent? Când duc egalitatea într-o altă egalitate. Deci fosta egalitate, adică 4 S egal cu, trece din nou într-o egalitate și atunci noua egalitate asta care scriu este echivalentul cu cea dinainte. Da? Noua egalitate pe care o scriu este echivalentă cu cea dinainte. Și vine 4 S egal cu. În loc de 4 supra 1 ori 5, cât o să scriu? Patru pe 1 minus 5. Sau... Ia gândește-te. Scriem ca o diferență de două fracții. Minus 2? Una are numitorul 1 și alta 5, că aducem același numitor. Și sus 4? Nu, 1 și 1. Pentru că în clipa în care aduc la același numitor, cât face când aduc la același numitor? Păi am făcut asta și ne-a dat... 4 supra 1 ori 5. Păi da! 4 supra! Tocmai! Okay. Că înainte ne dădeau
Dar 4 și nu aveam pe 4. Acum e perfect. Deci asta e deșteaptă. Fosta fracție aici și plus acum. Cum mă scriu pe a doua? A doua fracție. 1 pe 5 minus 1 pe 9. Diferența 4. E 4. Da, că după ce aduci la aceeași viitorie exact asta de sus, e perfect. Plus, plus a treia 1 fracție. Pe 9 minus 1 pe 13. Da. Vorbești și tu, conduci, că eu mă duc să-mi iau ceva, că mi-e rece. Ți-e rece? Mi-e rece, că n-am dat căldură. N-aveți? N-am dat drumul la central, că am venit acum. Ah, am văzut că plus, nu v-a dat drumul. Te vei. Așa. Plus 1 pe 125 minus 1 pe 129. Echivalent cu... Și zi, acum observ, urmărește ghicița. Acum observăm că avem minus 1 pe 5 și 1 pe 5. Deci se reduc. Exact, așa okay. Se reduc. Adică nu m-au nicio contribuție în calculul sumii. Adică dă 0. Fac 0. Fac 0. 1 pe 5 minus 1 pe 5 fac, dau 0. 1 pe 9 cu 1 pe 9. 1 pe 13 va fi cu următorul. 1 pe 13. Așa, minus 1 pe 13. De exemplu, da, ar fi aici 4 pe 13 ori 17. Așa, ar fi fost 1 pe 13 ori 17 și din descompunere ar fi apărut plus 1 pe 14. Da. Și, și aici ar deveni 1 pe 13 minus 1 pe 17. Corect, corect. Și de asta spui prietenii noștri să duc 2 câte 2. Și gata. Deci cam așa ar fi până la ultimul și primul 100. Da. 1 pe 129 și 1 pe 1. Ei rămân. Deci rămân... Până la altă, n-are pe altcineva să dea 0. Corect. Corect. Și devin iarăși 4 să? Sau fără 4 să? Nu, din nou echivalent. Echivalent. Acum, din nou echivalent, adică o schimb încă o dată. Dacă scrii 4 să egal... Da, echivalent, dacă spuneam numai egal, continuam egal numai membru drept. Și se subînțelea cu 4S, deci mai puteam să spun așa, în loc să spun echivalent, puteam să zice egal mai departe, gândindu-mă că lucrez la membru drept. Da? Fără să scriu echivalent, fără să mai scriu 4S egal cu. Ci la sfârșit, așa cum aș fi spus egal, merge și așa scriere, da? Dacă spuneam 4S egal, atunci trebuia să spun aici echivalent. Dacă spun numai egal acum, înseamnă că mă gândesc la ce a rămas după reducere din membru drept. Eu am lucrat la membru drept și el este egal cu finisa. Okay. Este egal cu 1 pe 1. Mai bine zicem echivalent. Mai bine echivalent. Sunt foarte de acord și eu cu asta. Deci 4S echivalent cu 4 să egal cu un echivalent cu. Da, 4 să egal 1 pe cu 1 minus 1 pe 129. Așa. Și egal cu mai departe. Prima o simplificăm cu... Amplificăm pe prima cu... Amplificăm cu 129 și pe cealaltă cu 1, dar nu prea mai are sens. Da. Fine.
Devine 129 minus 1, totul supra 129. Okay. Acum pot să zic egal? Sigur, sigur. Ok. Egal adică, cu... Zic și egal în sensul că se vede foarte bine că ne facem referire la membru drept. Și 4 sunt foarte aproape, nu? Deci noi, practic, de în clipa asta, de la egalul de aici, ne-am gândit numai la lucru pe membru drept. De aceea spunem egal, am spus egal aici, 129 minus 1 supra 129, și care face 128 supra... 128 supra 129. Și acum... Acum trebuie să împărțim prin 4. Dar acum, zicem așa, acum scrim din nou. Scrim egalitatea folosind rezultatul primul membru n-am lucrat deloc și ultimul membru cu rezultatul final. Deci zicem 4S egal cu, ca să apară așa scris. Și eu acum împărțim cu 4. 4S egal cu 120. Pot să fac pe alt rând? Poftim? Pot să fac pe alt rând 4S egal? Da. Ok. Adică mai am loc, dar se arată... Am înțeles. Egal cu 128 pe 129, împărțit la 4 pe 1. Așa. Deci S egal cu asta împărțit la 4 pe 1. Corect. Care de 4, dar na. E mai ușor să împarți o fracție la o altă fracție decât o fracție la un număr. Ei, nu. Cel care are experiență înțelege ce se întâmplă. Că zici unul pe unul. Da? Deci egal cu 128 supra 129 ori 1 pe 4. Așa. Egal. Simplificăm 128 cu 4. Da. Care dă 32. 32 pe 129. Mm-hmm. Deci rezultatul final este 32 pe 129. Aceasta a fost exercițiul. 32, ha? Da, interesant. 32 pe 129. Exact câte fracții sunt. Nu? Exact că sunt 32 de fracții, ne-a dat 32 pe 129. Acum e ciudat. Oare dacă ne-am toate gândit la astea. Astea trei. Oare astea trei ar da după observația asta care ți-o să reții în ochi asta.